Doista Trei El este prezent. Aleluia! Lăudat să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Aș vrea să spună numele Domnului. Bucură-te că ești în picioare. Bucură-te că Dumnezeu ți-a dat lumină. Stăteam cu frate de vorbă. Spunea frate Galu, poți să-i dai slavă lui Dumnezeu. Poți să te bucuri cât timp mai este. Eu aștept să vină Domnul. Și când Domnul va veni, acolo unde mi-i pregăti locul, voi primi vedere ochilor mei. Tu-ți vezi copilașa. Tu poți să mergi să te bucuri cu frații. Tu vezi natura. De nimeni nu te rost să te ducă, să te închină la El, te-a dar stă slavă lui Dumnezeu. Aleluia! Și bucură-te că Dumnezeu a pregătit pentru tine o bucurie. Aleluia! Merită ca Domnul să fie proslăvit. Aleluia! Primeam un telefon asta, sunt pe bani de suferință. Mai spasă de bondav. Mai ai milă de acel bondav. Care spunea frate Daru, când Domnul mă vindecă, voi fi la dispoziția Domnului. Voi merge și voi mărturisi puterea Domnului. În această vreme de cea lume în biserică, de ce nu merită Domnul? Aleluia! Că vine la urmare, trebuie să ne trezim că vine Domnul. Nu știu dacă mai simți pentru Domnul putere. Nu știu dacă mai simți dragostea Domnului. De aceea vă predicăm Evanghelia. De aceea vă vrednim și predicăm. Datoria noastră știți care este. Să ne rugăm ca Dumnezeu să vindece bolnavi. Ca Dumnezeu să te stingă de bolnavi. Nu știu dacă mai ai timp să te rogi pentru Domnul. De multe ori spun, Doamne, eu sunt tânăr. Eu aș vrea să ascult, Doamne, față bătân, cu putere, Doamne, care cunoște Evanghelia, Doamne. Nu știu câte zile de jertfă, ca Dumnezeu să ridice stâlpul bisericii. Nu știu cât timp te rogi, ca Dumnezeu să facă semne și minuni. Nu este de ajuns că vii aici. Nu este de ajuns că cânti. Nu este de ajuns că eu predic. Vreau să spun, pregătește-te pentru Domnul. Pregătește-te pentru Iisus. Nu cumva să spui, eu sunt predicator. Înaintea Domnului nu sunt nimic. Ești datorită Domnului că ești în picioare. Ești datorită Domnului că cânti. Datorită Domnului că vorbește pe tine. Aleluia! Lipsește postul. Lipsește rugăciunea. Lipsește milostirea. Vreau să spun în numele Domnului. Nu mai avem post. Nu mai avem pregătire pentru Domnul. Nu știu câte ori stai pe genunchi să te cunoaște Domnul. Dar spune numele Domnului. Biserica trebuie să fie în clocot. Mi-aduc aminte când frații se rugau. Dacă acolo era bolnavul, era vindecat. Dacă omul era la adunare, primea vederea. Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu noi? Nu poate Domnul să vindece. El poate să vindece. Depinde de tine și de biserică. Trăiască Domnul. Multe ar fi de spus. Dar trebuie să lucrăm. Aleluia, aleluia. Hai să ne ridicăm în picioare.
Dacă vreți să cauți.